În data de 17 iulie 2024 a avut loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice cadrelor din unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2024. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 348 de candidați. Anul acesta la Giurgiu 61 de candidați s-au retras, iar alți 39 au absentat. Astăzi a avut loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice catedrelor vacante din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2024. Proba a început la ora 9 și s-a desfășurat în centrul de concurs de la Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu din Giurgiu. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 348 de candidați. La nivel județean sunt disponibile 132 de posturi didactice catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, 287 de posturi catedre pentru angajare pe perioadă determinată și 1066 de catedre incomplete, de asemenea pentru angajare pe perioadă determinată. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minim nota 7, iar pentru angajarea determinată, minim nota 5. Cei mai mulți candidați s-au înscris la disciplinele educatoare 94, învățător 78, educație fizică 29, matematică 18, limba și literatura română 18. Lucrările scrise vor fi efectuate digitalizat în centrele constituite la nivel național pe discipline. Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 23 iulie la sediul Inspectoratului Școlar Județean și pe site-ul dedicat. Contestațiile se depun la Inspectoratul Școlar Județean sau prin mijloace electronice în data de 23 iulie după afișarea rezultatelor, respectiv în data de 24 iulie. Rezultatele finale se afișează la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și pe site-ul dedicat în data de 31 iulie. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare va fi realizată în ședințele publice organizate de Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu în perioada 1-6 august. Organizarea și desfășurarea probei scrise sunt asigurate de inspectoratele școlare prin comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului, iar coordonarea metodologică revine Ministerului Educației. Sălile de multiplicare a subiectelor, sălile de concurs și sălile în care își desfășoară activitatea comisiile de concurs, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise și comisiile de soluționare a contestațiilor la proba scrisă sunt dotate cu camere de supraveghere audio-video.